Salutare, bună ziua! Mulțumesc că sunteți alături de mine. Trei subiecte o să atac foarte scurt astăzi. Suntem în zi frumoasă de vară. Și îmi doresc să fie foarte multă căldură în ultimele zile ca să ne putem lua grânele. Noi fermierii giurgiuveni să ne luăm grânele de pe câmp. Primul. În legătură cu președintele și suspendarea președintelui. Nu sunt motive constituționale din punctul meu de vedere pentru suspendarea președintelui. Nici nu o va face PSD-ul pentru că nu are cu cine. Și ultima abordare văd că ALDE se delimitează de chiar prin vocea președintelui Tăriceanu se delimitează de 100% va fi suspendat și cred că nu vor face pasul împreună. Pentru că nu sunt motive constituționale. Ceea ce a făcut președintele în legătură cu contestarea la Curtea Constituțională a legilor justiției și a altor legi, este o prerogativă absolut legală și un demers legal. Nu este în afara legii. Ei se puteau lega de faptul că doamna Chioveși nu era demisă în urma unei hotărâri a Curții Constituționale și președintele nu aplica o hotărâre a Curții Constituționale, acest act de demitere a venit, practic, suspendarea nu va mai avea loc și nu va fi niciun fel de suspendare. Dacă mă întrebați pe mine, mie personal mi-ar plăcea să-l suspende pe președinte, pentru că așa va lua sigur un mandat în 2019 domnul Klaus Iohannis. Odată suspendat, românii vor reacționa corespunzător și este drumul sigur către al doilea mandat al președintelui Iohannis. PNL-ul știți foarte bine că va fi în tandem cu președintele României în campania prezidențială din 2019 și va fi candidatul Partidului Național Liberal în anul viitor. Despre doi. Am văzut conferința de presă de ieri de la PSD. Că ieri au fost două conferințe de presă. Am văzut conferința de presă a PSD-ului ieri. O floare și doi prostovani. Ca să fiu așa. Am văzut ieri pe o deputată fostă liberală și am văzut cu o prestație absolut bună, doamna deputată Elena Dinu, care a fost în ordine cu tot ce a spus și eu felicit PSD-ul pentru codul administrativ. Știți foarte bine că PNL-ul a fost foarte mulți în Camera Deputaților și PNL-ul a votat codul administrativ și tot ce s-a întâmplat la codul administrativ. Acum sunt multe lucruri care PNL-ul a avut opinii diferite vis-a-vis de ce s-a întâmplat la codul administrativ, dar lucrurile au decurs și este aprobat. Este contestat de USR la Curtea Constituțională, altă poveste, dar e un cod administrativ bun, îl apreciez, uite că am curajul să spun că PSD-ul a făcut un lucru bun. Avem mai multe puncte divergente, dar una peste alta s-a aprobat, au fost dezbateri, au fost opinii diferite, lucrurile au decurs în Parlament într-o anumită direcție, l-au adoptat și am văzut ieri pe doamna Dinu care a explicat foarte frumos și a vorbit foarte frumos despre lucrurile bune din codul administrativ cu care sunt de acord. Deci floarea a văzut toată lumea. Pe cei doi prostovani, prostovanul naș și prostovanul fin, apreciez doar atât că domnul Fin n-a citit, domnule, dar a spus lucruri vechi, cred că le-a învățat pe din afară, dacă tot le-a spus de 5-6 ori, le-a învățat pe din afară și a vorbit despre marele realizări ale Spitalului Județean, că subsolul arată impecabil. N-a vorbit de sănătatea oamenilor, că rolul spitalului și spitalelor este acela de a se ocupa de sănătatea oamenilor, ci de marele realizări
de la subsolul Spitalului Municipal și de la, și de la instalațiile electrice, parcă tot așa s-a laudat că a făcut. Eu vă întreb cine o fi făcut aceste lucruri de la lăudat așa de tare domnul Mina. Cine l-o fi realizat și cât de mult beneficiu fi ajuns pe la buzunarul indiscret al dumnealui? Ca să laude bine. N-a vorbit de sănătate. De sănătatea giurgiuveinilor am înțeles că au fost scoase postul la concurs și de beneficiile și extraordinarele realizări și extraordinar de marile investiții de la Spitalul Municipal Giurgiu și vă faceți aminte încă din începutul anului ce spuneau că fac și uite că au realizat un subsol impecabil și instalații electrice deosebite. Așa, așa de multe lucruri sunt deosebite la spitalul nostru județean, încât nici medicii nu vin. Nu vin să se dă concurs și din numărul de posturi foarte mare au venit patru medici. Au venit patru medici care să se ocupe posturi și în continuare, unii spuneau că tot din presa giurgiuveană și știu că nu, încă nu avem postul de medic oncolog și avem o mare problemă la Giurgiu, nu reușim. S-a câștigat, eu chiar îl aștept, că este un necesar și chiar îmi doresc, eu vă repet, îmi doresc ca ceea ce au spus ei că fac și că vor realiza la Spitalul Municipal pentru giurgiuveni, vă mai spuneam eu, îmi doresc ca bucureștenii să schimbe, să nu mai mergem la... bucureștenii să vină la Giurgiu, un nou nostru spital care va fi extraordinar de dotat și extraordinar de bine echipat și din punct de vedere tehnic, și din punct de vedere al aparatului profesional, al medicilor de acolo, încât să avem, un spital de referință și giurgiuvenii să fie primii care profită de acest lucru. Dar eu știu că în continuare giurgiuvenii merg la spital la București. Și încă nu ne bucurăm de binefacerele PSD-ului la Giurgiu. Aduceți-vă aminte de caracter. Domnule, eu salut și PSD-ul 3 ani. Dar PSD-ul deocamdată la Giurgiu, anul ăsta cu ce a venit, a venit numai cu OZN-ul. Pod, al doilea pod peste Dunăre, a adus chinezi, a adus japonezi, a adus podul de la Grădiștea. Mai vorbește cineva de podul de la Grădiștea? Păi l-au făcut deja. Da? Și al doilea subiect, drumurile județene. Chiar îmi doresc, uite, vă promit că într-o zi de vineri, în viitor, facem conferința de presă, mergând pe drumurile județene giurgiuvene. Și o să vedeți că drumurile județene arată mai prost decât la finalul anului 2012. Și lasă să se laude, că ați văzut, a spus ieri că nu știu ce mare realizare. Nu au nicio realizare. Nu puteți spune mie, după 2 ani de zile de PSD, că a încercat un bilanț, că au făcut... Dați-mi un proiect, dați-mi o mare realizare. Nu există. Dar banii mulți au venit în Giurgiu. Vă repet... Din spusele domnului senator. Da, da. Păi domnul senator, bine că mi-aduceți de-al doilea șef al prostovanilor, deci o floare și doi prostovani, El și el este un mare profitor al lucrărilor care se întâmplă în Giurgiu. Acum la Bucșani se duce foarte multă piatră, foarte mult nisip, foarte mult material pentru lucrările care sunt la Bucșani și vă las să descoperiți, poate ne spune chiar dumnealui, din balastiera care funcționează ilegal pe malul râului Argeș și pe care nu întreabă nimeni. Eu am spus de la această tribună de mi-a venit rău. Nu mai am voce. Nu mai am voce de câte ori spun. Și nimeni, domnule, nici măcar să spună, băi, Anton n-a avut dreptate. Garda de mediu s-a reprezit acolo și totul în ordine. Sau un prefect s-a dus la balastiera de la malul spart și a spus, bă, Anton bate câmpii. Uite, asta este autorizația de mediu. Domnul senator, i-a stricat imaginea domnului senator Bădălău.
Iar o imagine, am două, uite, săracul om este atât de curat și tot ce face acolo e atât de cinstit și de curat, încât Anton să-și ceară scuze. Uite, domnule, aștept să încep scuze dacă să apară la televizor să spună, domnule, nu eu sunt marele profitor al Giurgiului, ci alții. Dar e dumnealui, că acolo cară și știu și câte camioane, nu camioane, mașini astea de cărat, mașini de cărat nisip, cărat material din ăsta de construcție. Basculant. Da? Știu de acolo. Deci, al doilea mare profitor. Ei vorbesc de mare rezervă. Nu, n-au nicio treabă cu giugiuvenii. Mincinoși, n-au, au adus bani. Păi, o să vină și momentul analizei. Unde s-au dus? Când, într-adevăr, au fost aduși bani. Eu nu pot să spun asta. Dar cum au fost cheltuiți acei bani este foarte interesant. Pentru că au fost lucrări, s-au reasfaltat în foarte multe, că spunea că nu mai sunt drumuri. Păi vă duc eu să vedeți drumuri în satele și în comunele din județul Giurgiu care sunt... mergem acela de aia care dispută primăria. Să vedeți la Plopșorul cum stau săraci oameni la Plopșori după ploaie. Mergem o dată după ploaie să vedeți cum stau și... Dar domnul Bădălu probabil că nu știe decât drumul de la asfaltat de la el până la mașină. Că l-a făcut doamne, l-a înzestrat cu de toate și... Dar și el a fost gol, el, absolut gol. N-au repetat ce a spus doamna Bădălu. Amândoi, probabil că au făcut meditații, că înainte i-a meditat pe amândoi ce să spună doamna Dinu. Dacă are prestație, încă o dată o salut și, într-adevăr, este o prestație. Că nu doamna. Doamna Dinu se vede școala liberală la doamna Dinu și diferența de stil și de abordare. Doi, spus bine, o floare și doi prostovani. Da, vă stau la dispoziție. Dacă mai vreți să completați la codul administrativ, dacă ce îmbunătățire ați vedea sau ce credeți? Bine, s-a discutat atât de mult despre codul administrativ și despre pensiile speciale ale primarilor. Este un subiect lucru care sunt de acord. Eu îmi doresc și mi-am dorit. Și noi, ca liberali, în general, trebuie să discutăm despre salarizarea bună a oamenilor. Vrei să nu ai corupție? Vrei să nu ai corupție? Vrei să nu, ca primarul să nu atenteze la banul public? Plătește-l corespunzător. Asigură-i un nivel de salarizare corespunzător. Sunt de acord inclusiv cu pensiile speciale care trebuie. Eu sunt de acord, am fost de acord domnul totdeauna. Președinte, cu tot respectul pentru domnul, eu am fost de acord. O secundă. Aceste pensii speciale într-un fel de ajutor social pentru aleșii statului. Să vă spun și de ce. Pensia de regulă este reprezentată de contributivitate. De cât contribui, atât ești la pensie. Ori aceste pensii suplimentare, după părerea mea, sunt total nejustificate și sunt o formă de ajutor social a celor care sunt la conducere. De acord, cu furt. Sunt parlamentari. Doamne, eu cunosc primarii, inclusiv... Nu este o formă de furt din buzunarul oamenilor. Nu e o formă de furt. Trebuie de pensii speciale și ați avea dumneavoastră un statut special. Faceți parte dintr-o altă țară? Nu. Vă repet, eu nu așa judec lucrurile. Dumneavoastră le judecați dintr-un anumit punct de vedere. Da. Eu le judec din punct de vedere al câștigului pe care trebuie să-l aibă primarul și care eu consider că e un câștig mic. Și cunosc primari astăzi, eu cunosc primari astăzi din județul Giurgiu, foști primari, care e vai mama lor. Este vai mama lor. Nu e corect să fii primarul unei urbe, unei comune din Giurgiu, să fii trei mandate, patru mandate și după ce nu ai mai fost ales, să trezești că nu ai care este procesul din primarul județului Giurgiu, care sunt foarte amărăți? Puteți să ziceți? Nu. Eu vorbesc de foști primari. Astăzi, sunt bogați. Astăzi în Giurgiu, vă dau exemple de primari care nu mai au nevoie de nimic. Despre ce vorbim? Da, corect. Aici este acord. Dar asta, cum să spun, nu e rău. Eu mă bucur să avem primari în Giurgiu bogați. M-aș bucura să fie și lumea bogată și lumea să câștige foarte, foarte mult de pe... Ați avut trei puncte.
3. Codul a fost. Codul administrativ. Suspendarea președintelui, cod, punctul 2 a fost conferința PSD-ului. Și codul administrativ. Da. A inclus în conferința PSD-ului ce a fost din Nu, vreau, era un lucru de care trebuia să... Eu sunt de acord. Deci și la punctul 4. 4. Da. Punctul 4. Conferința de presă. Cum comentați conferința de presă a lui Ionel Dinu de ieri? Domnule, m-au fost aduse, acuzații. Mă abțin să comentez conferința prietenului meu, Ionel Dinu. Doar atât spun că eu sunt mai prieten cu, el decât el cu el. Mai bine îi fac eu lui decât își face el singur.